Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, filmăm pe malul Tăului, Făieragului. O să vă spun mai târziu de ce în această locație, deocamdată trecem în revistă ceea ce am pregătit pentru astăzi. S-au copt roșiile Buzău 1600, am fost la Rovina, am aflat mai multe despre acest subiect, veți afla și voi în ediția de astăzi a întâlnirii noastre. Din punct de vedere fitosanitar, nu sunt date avertizări, chiar dacă totul suferă în jurul nostru, nu se mai poate face foarte, foarte mult, dar sunt controlele făcute împreună cu Apia pe celebrul SMR-10. Aflați mai multe amănunte un pic mai târzior. Deci am venit aici, pe malul Tăului Făieragului. Am venit pentru că am fost invitați la o ședință, la o întâlnire mai specială a participanților la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica. Am stat de vorbă cu organizatori, cu gazde, cu oaspeți și veți vedea că tradițiile nu au bariere. În afară de primarul comunei Certejul de Sus, Petru Câmpian, cu care am stat de vorbă, vreau să mulțumesc și celorlalți doi primari implicați în acest eveniment. E vorba despre Mihai Gabriel Irimie de la Șoimuș și Călin Dud de la Luncoiu de Jos. Finalul de ediție aparține, așa cum ne-am obișnuit, medicului veterinar și tot din zona veterinară pornim la drum, pentru că pesta porcină africană, din păcate, a ajuns și în România. Este un focar undeva la periferia municipiului Satu Mare. Există niște reguli care trebuie respectate și le aflăm de la Direcția Sanitar Veterinară a județului Hunedoara. Doar atât vreau să vă mai spun, nu prezintă pericol pentru noi, pentru oameni. În schimb, poate să creeze acest flagel, dacă mi este permis să spun așa, mari pierderi economice crescătorilor de porci. Vizionare plăcută! Domnule doctor, ne așteptam de ceva timp ca febra porcină sau febra, testa porcină africană, a, așa, titulatura mie un pic așa mai puțin la îndemână, să se abată dinspre Ucraina și înspre noi. De vreo 2 ani se tot zvonește că acolo sunt multe focare. Înainte să vă dau detaliile în legătură cu focarele primar și secundar de la periferia municipiului Satu Mare, aș vrea să vă spun că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Direcțiile Sanitare Veterinare din subordine, Direcțiile Sanitare Veterinare Județene, au un program de supraveghere foarte minuțios pus la punct, de supraveghere a pestei porcine clasice și a pestei porcine africane. De asemenea, tot printr-un program minuțios al Autorității Naționale Sanitare Veterinare, a Direcțiilor Sanitare Veterinare din teritoriu, au fost informați operatorii economici din domeniul creșterii porcinelor, colegii noștri medici veterinari concesionari care lucrează în teritoriu și medicii veterinari oficiali, care sunt aspectele mai importante a acestui program. Deci, programul de supraveghere a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane, noi l-am avut de mult timp, el a fost implementat, au fost recoltate probe cu respectarea procedurilor de rigoare, așa cum sunt ele prevăzute în programul de supraveghere sanitară veterinară. Acum, cu privire la detaliile despre cele două focare, pot să vă spun, așa că în data de 31 iulie, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a confirmat într-adevăr focarul de pestă porcină de la periferia municipiului Satu Mare. În urma anchetei epidemiologice, a investigațiilor epidemiologice efectuate, s-a stabilit existența unui focar primar și a unui focar secundar. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, dar în special Direcția Sanitară Veterinară Satu Mare și Centrul Local de Combatere a Bolilor Satu Mare, au adoptat foarte repede măsurile care s-au impus și în cadrul notificării suspiciunii până la confirmarea focarului de peste
această porcină africană și, bineînțeles, după confirmarea focarului. Și au fost urmărite cu minuțiozitate respectarea măsurilor din programul de măsuri care se aplică și în cazul suspiciunii și după confirmarea bolii. De asemenea, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară a informat toate direcțiile sanitare veterinare din teritoriu, organismele omologe din Uniunea Europeană și în acest caz s-au adoptat mai departe măsurile care se impun. De asemenea, va fi convocat și Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care va adopta toate măsurile și hotărârile necesare pentru gestionarea acestor focare de boală de la periferia municipiului Satu Mare. Dar până la întrunirea acesteia... Aș mai vrea să spun două secunde, pentru că a fost notificată și Comisia Europeană, aceasta va adopta o decizie privitoare la restricțiile care se impun în zona respectivă și restricțiile se referă în special la interzicerea circulației animalelor domestice și sălbatice, a produselor și subproduselor de origine animală, materialului seminal, embrioni, ovule și așa mai departe. A fost notificată, bineînțeles, și Organizația Mondială a Sănătății Animalelor. Până când se întrunesc toate aceste organisme, atât naționale cât și internaționale, există niște reguli care trebuie respectate de crescătorii noștri, de aici din județ. Asta v-am și explicat înainte, că imediat la suspiciune s-au adoptat măsurile împreună cu Centrul Local de Combatere a Bolilor din Satu Mare, și la suspiciune și la confirmare, iar pentru județul nostru, noi respectăm în continuare programul de supraveghere care a fost implementat atât pentru recoltarea probelor, atât pentru supraveghere la peste porcină clasică, cât și la peste porcină africană. În momentul ăsta noi asta facem. Ăsta este până la urmă rolul nostru. Mai mult decât atât, vom monitoriza mult mai atent și mult mai constant, așa cum este normal, circulația animalelor, atât în târgurile autorizate sanitar-veterinar, dar și în alte aglomerații de animale. Printr-un program tot implementat de mai mult timp, nu acum când s-a întâmplat necazul, noi am avut o monitorizare foarte bună a animalelor, nu numai din specia porcină, și în cazul comercializării în alte județe, acele avize interjudețene pe care eram obligați să le monitorizăm, indiferent că animalul era comercializat către alți producători sau se ducea la un abator autorizat sanitar-veterinar pentru sacrificare. Toate problemele de care vorbesc acum de monitorizare, noi le-am avut implementate de mai mult timp, nu acum când s-a declanșat confirmarea focarului de peste porcină africană în Satu Mare. Ar mai fi o întrebare foarte importantă, pentru că cei care ne privesc cu siguranță o au și ei pe buze. Această boală ar putea afecta în vreun fel pe cei care consumă carnea? Pestea porcină clasică este o boală contagioasă a porcinelor, cu difuzabilitate foarte mare în rândul speciei porcine. Nu este o zoonoză, nu se transmite de la animal la om prin consumul de carne, dar produce pierderi economice foarte mari. De aceea am spus că noi am implementat inclusiv programe de informare și avem peste tot, la toate instituțiile importante din județ, acele afișe de informare în legătură cu pestea porcină clasică și pestea porcină africană. Și ce trebuie să știe cetățenii, așa, pentru că nu trebuie să informez pe cetățeni numai cu minimul de care au nevoie. Și cetățeanul este informat prin afișele noastre de informare asupra unui lucru foarte important. El nu trebuie să știe simptomatologie și medicină veterinară, doar că trebuie să informeze medicul veterinar urgent despre orice caz de îmbolnăvire la porcine, orice caz de sacrificare de urgență sau alte cazuri care ar mai putea apărea în gospodărie ca neclare. El nu trebuie să cunoască atâtea detalii în legătură cu simptomatologia, cu măsurile care se impun, dar trebuie să notifice la timp medicul veterinar privitor la orice mortalitate, la orice îmbolnăvire sau la altă situație neclară pe care o are în gospodărie vis-a-vis de porcine. Cosmin, iată-ne lângă
celebra, pot să-i spun așa, chiar dacă poate nu-i cuvântul cel mai potrivit, plantație de Buzău 1600? Da, roșii de Buzău 1600, bine ați revenit la noi. Da, după cum o vedeți, începe să producă pe mult chin și multe bătăi de cap. Da, ne chinuim să readucem tradiția în parteneriat cu unul din retailerii cei mai mari din România. Ei au decis să promoveze acest soi, ne-au făcut o propunere. Noi cei din grup, și aici la Rovina, și la Uroi, și la Gelmar, am decis să plantăm acest soi și pentru noi e o loterie. Vom vedea când vom trage linie la final. Da, deocamdată ați început să recoltați, să e un lucru bun, dar a fost greu? Da, pentru că este un soi care nu a mai fost cultivat în suprafețe așa de mari, a fost cultivat sporadic prin grădinile oamenilor. Este un soi sensibil care nu are nicio îmbunătățire în ultimii 30 de ani, e vintage, să-i spunem așa. Are un gust deosebit, diferit de absolut tot ce este pe piață, dar este extrem de perisabil, deci trebuie să-l livrăm aproape zilnic, că altfel se înmoaie foarte rău roșia. Și da, a fost extrem de greu. Sensibil și la partea sa meteorologică, pentru că a făcut mult rău, dacă putem să spunem așa, vremea asta absolut ciudată. Da, e foarte, foarte sensibil datorită rezistențelor pe care nu le are. Vă dați seama, aici la Rovina am avut și 11 grade acum 4 zile, noaptea, și azi, ieri am avut 37 de grade ziua. Vă dați seama, niște diferențe uriașe de temperatură, omul o simte, dar aminte planta. Bun, ați livrat deja, aveți vreun feedback vis-a-vis de ceea ce spun consumatorii? Indirect avem feedback-ul prin intermediul acestui retailer. Consumatorii își doresc să guste un produs, încă trece un pic de timp. Noi nu avem o capacitate de producție în care să acoperim cererea uriașă pe care o au pe acest produs și nu este un produs care se găsește continuu la raft, negăsindu-se continuu la raft. Feedback-ul vine fracționat, dar în principiu este un feedback bun. Deci omul cumpără, în special oamenii trecuți de 40 de ani, 35-40 de ani, caută acest produs. Tineretul caută high-tech. Da, așa ne-am obișnuit. Tine trebuie neapărat să vorbesc și de partea de vânzări, nu numai pe acest produs, ci pe tot ceea ce înseamnă producția grupului de producători Corvinia. Da, cum v-am obișnuit, pledoaria, să-i spunem, e la fel. Deci noi ne descurcăm cu vânzarea, dar într-adevăr anul ăsta este un an atipic versus ceilalți ani. E un pic mai greu, e prima dată când și nouă ni s-au reprogramat livrări, ni s-au anulat comenzi, s-au mutat zile de livrare. Există o mega supraproducție la roșii datorită încurajării pe care a făcut-o guvernul cu programul cu Tomata, în special pentru cei mărunți care au până în 3000 de metri, până în 1000 de metri pătrați, toți au plantat roșii, pentru ei este clar un ajutor acei 3000 de euro, dar lucrul ăsta se regăsește în piață, pentru că lucru bun început de către minister trebuie continuat mai departe, pentru că dacă nu se găsește o variantă ca acești mici producători să poată să-și comercializeze produsele într-o variantă corectă, automat și rețeaua de hipermarketuri și toată piața se va raporta la prețul cel mai mic. Astăzi, de exemplu, roșia se vinde cu 1,30 lei. Noi nu vindem cu prețul ăsta, dar prețul în piață este 1,30 lei. Cornișonul a ajuns la 80 de bani, cartoful la 35 de bani. Păi să mă ierte Dumnezeu, la 80 de bani să cornișonul și cartoful la 35 de bani, mai bine nu scoți. Ai pierderile clar din toate punctele de vedere. E un lucru bun că omul și aia 3000 de euro, dar mulți din ei, dacă faci calculul acei 3000 de euro, cum v-am mai povestit, e un salar minim pe economie pe un an de zile. Și mulți nu-i mai interesează cât e kilul de roșii, doar îi dă drumul în piață. Nu e corect. Noi nu avem o piață civilizată în România, deci cred că înainte de desfacere și de să discutăm de probleme unde vindem și de ce nu vindem, ar trebui reglementat din punct de vedere legal această piață
Și eu v-am mai spus, prețuri minimale și prețuri maximale, adică care să-ți garanteze cumpărătorului că cumpără un produs la un preț corect și poate și-l permită, iar fermierului că poate să supraviețuiască din chestia asta. Altfel, anul viitor vor fi aceeași poveste, în luna august să vinzi cu un leu și ceva roșiile, nu-ți scoți nici apa de irigat, dar aminte să mai vorbim de sămânță și muncă și alte lucruri. Așa este, avem niște ani de când mergem încolo și încoace, vorbim și cu fermierii, vorbim și cu cei care vrebenlic diriguiesc trebile agriculturii. Revenirea la mercurialul, care îl știam noi de pe vremuri, a mai fost încercată și pare să că există niște piedici, din punctul ăsta de vedere, impuse de Uniunea Europeană. Piedicile impuse de Uniunea Europeană sunt piedicile pe care ni le impunem noi singuri, în funcție de ce vrem noi să facem. Orice lucru are și o rezolvare. Totul este să știi să citești printre rânduri și să găsești o soluție. Cum s-a găsit după 20-30 de ani o soluție să se dea o subvenție de 3.000 de euro direct de la guvern, cum Dumnezeu a găsit de-abia după 30 de ani soluția asta, că până acum Uniunea nu ne lăsa să dăm niciun ajutor suplimentar, nicio subvenție pe căldură, nimic. Și dintr-o dată putem să o facem și nu putem să ne reglementăm propria noastră piață internă. Nu trebuie să o restricționăm, ea trebuie să fie liberă, dar trebuie să fie reglementată între niște minusuri și plusuri. Pentru că altfel e un haos total. Ungurii au reglementată, nu au problemele care le avem noi din munte și ei au mici producători, și ei au mari producători, numai noi parcă suntem din alt film, pe cuvântul meu aici. Dar e un lucru bun început de guvern cu această subvenție, care trebuie continuată, obligatoriu. Că altfel o să ajungă peste două săptămâni să-și arunce marfa producătorii, că n-au unde să o vândă. Mai e și un paradox. Luna august e o lună de concedii. În general, lumea merge la mare, merge în Grecia, merge în Turcia, merge în alte părți. Nu consumă atât de mult. E și luna în care se produce cel mai mult, pentru că e condițiile meteo. Eu cred că pe lângă faptul că trebuie să producem în noiembrie și în mai, cred că ideal ar fi să găsim o soluție pentru lunile de vară, când e supraproducție, să o vindem la extern și să primim o încurajare de la guvern de subvenționare și de chestiile astea pentru export. Pentru că așa poate că se trezește unul în țara asta să achiziționeze de la mai mult, să aibă un interes și să scoată marfa în afară. Pentru că e clar că piața nu mănâncă atâta roșie la un moment dat. Noi avem deficit de legume pe România, dar nu-l avem în luna august, când e supraproducție. Aici e toată treaba. Da, și dacă tot vorbeai de vecinii noștri mai din vest, ei au găsit și soluția de a interveni în partea de depozitare, de colectare a producției, lucru care la noi s-a cam uitat de acei aproape 30 de ani de care vorbim. Da, da, vedeți dumneavoastră, e bună și partea asta de colectare. Există în sudul țării, am fost în zonele legumicole la Matca, la Băleni, unde există depozite noi nouțe făcute de către investitori și care n-au marfă în ele. Pentru că problema e și de mentalitate a omului. Omul nu vrea să-l ducă la depozitul respectiv. Poate că și depozitele nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie, adică ele ar trebui construite în așa fel încât să poți să păstrezi marfa din august încă o lună, poate, sau încă o lună jumate, astfel încât să împingi cât mai mult spre iarnă productivitatea și produsele. În felul ăsta, probabil că am compensa și acea marfă din noiembrie care ar fi mai multă, nu știu dacă am ajunge până în decembrie, dar noiembrie ar putea fi acoperit împingând sortimentele. Dar pentru asta îți trebuie un manager care se ocupe de depozitul ăla, îți trebuie o piață, un om de vânzări, îți trebuie multe lucruri, multe piese ale puzzle-ului. Așa iară le facem și vor fi în paragină și banii aruncați pe fereastră. Mai bine nu le facem decât să aruncăm banii pe fereastră, că tot din buzunarele noastre le aruncăm. Trebuie găsite, gândite foarte bine lucrurile astea, nu pompieristic, pentru că e frumos să dai pe sticlă că eu am făcut, eu partidul X dau asta și asta. Nu, mă repet, e foarte bună subvenția, dar trebuie continuată cu următorii pași. Da, următorii pași însemnând, după părerea mea, și aici îmi asum ceea ce spun, extinderea și înspre alte culturi. Da, extinderea și spre alte culturi, pentru că altfel degrevezi o presiune, adică toată lumea o planta roșii. Dacă ai avea-o și pe ardei, pe vânătă, pe castravete și ai face-o un pic pe zone, te gândi, măi, deficitare în ardeal, nu prea sunt legumicultori.
le dăm, nu că sunt eu din Ardeal, asta e zona. În sudul țării sunt și de roșii, de castraveți și de ardei. Aș face-o pe bazină legumicole, aia produc varză acolo, numai varză. Aia produc numai castraveți la matca, aia las produc numai roșii. Aș merge pe zone și pe zonele respective să maximizez. Adică dacă aia fac bine varză, de ce să ne apucăm să punem roșii de mâine? E aberant pentru 3.000 de euro. Mai bine punem să punem varză în continuare și să găsim o soluție să le vindem varză. În Ardeal există o deficiență imensă de producători de legume. Bazinele sunt foarte mici. Este la Arad, în vest, și mai este la Oradea, lângă Oradea. Altul în zona Ardealului nu mai, mai e la Cluj, dar e nesemnificat, nu se compară cu alea din sud. Bun, nici clima nu ne ajută extraordinar de mult. Dar există și aici un potențial și oamenii ar putea să fie încurajați. Este adevărat, trebuie subvenția asta multiplicată pe mai multe produse în funcție de costurile de producție. Nu o dăm paușal, că una e să faci roșie, una e să faci vânătă și una e să faci castraveți cornișon. Costurile de inputurile de producție sunt total diferite, că de aia poți să o vândă ăla, între ghilimele, eu n-aș vinde-o la 80 de bani cornișonul, pentru că de o bere îi rămâne. Doamna Viorica, îmi cer iertare, am vorbit cu Cosmin acolo la Buzău 1600, deși poate că v-ar fi plăcut, pentru că a fost munca dumneavoastră acolo, am înțeles că a fost un soi suficient de greu, de ținut și adus până să și recoltați. Într-adevăr, da, un soi mai dificil din punct de vedere tehnologic, pentru că nu este hibrid și am avut și un an foarte ciudat anul acesta. Am sperat să fie cald, adică să fie o lună de cuptor, să fie 15-16 grade noaptea, pe când noi aici am avut 11-12 grade, plantele transpirau, se făcea gutație și trebuiau foarte bine îngrijite și la momentul oportun, că altfel le scăpam și dădeau în mană sau în alte boli și era pierdute. Da. Dar până la urmă le-ați scos cu bine la capăt și încet, încet se văd și roadele. Da, am început să recoltăm de aproximativ o săptămână, de 10 zile și sperăm să terminăm, într-o lună să le terminăm, pentru că acest soi Buzău 1600 este un soi cu creștere determinată și el se cârnește singur. Și în momentul când se cârnește nu mai fructifică și atunci într-o lună noi terminăm de recoltat. Acum eu întreb ca profanul care nu se pricepe, nu puteți să dați un colțișor aici unde aveți atmosfera controlată? Ba da, puteam să-l punem și în seră, dar serele sunt construite pentru hibrizi, pentru soiuri cu creștere nedeterminată. Nu puteam să stricăm o porțiune din seră pentru o lună jumate, două, cât sunt în solar. Se pretează în solar și în câmp și atunci am optat pentru solar în prima fază. Probabil anul viitor o să punem și în câmp. În seră ocupam practic jumătate de hectar sau noi aproape un hectar avem în solar, ocupam sera pentru 3 luni. Asta o folosim 12 luni pe an. Așa este. Ce aveți aici acum? Că și asta arată absolut minunat. Aici avem roșii plantate din luna martie și sperăm să le ducem până la 1 decembrie și în seara mică am terminat primul ciclu de castraveți farbi, am plantat de o săptămână, primul ciclu l-am încheiat cu bine, am depășit targetul propus. Castraveții acum arată bine, ce să vă spun, roșiile, vedeți, le recoltăm din plin, nu răzbim să le recoltăm câte sunt, pentru că și cu muncitorii nu stăm chiar tocmai pe roze, dar ne străduim. Da. Să mulțumim și pe ei ca să poată să vină să muncească la noi. Da, oricum problema asta a mâinii de lucru, văd o problemă generalizată. Într-adevăr, așa la muncii necalificate mai găsim, dar pentru serele noastre ne trebuie să avem oameni care să lucreze mai mulți ani, să specializeze în lucrări în verde, în lucrări specifice serelor și atunci românii noștri nu sunt prea obișnuiți să stea locului și avem probleme de calificare cu ei. În rest, găsim la muncii necalificate, la, cum se zice, cu hei, rupul, găsești. Da. Bun, dacă să mai ieșim un pic din seră. Solarii aveți mai multe și aveți culturi mai multe. Cum merg celelalte? Binișor, merg și celelalte. Și într-un
într-o parte din solarii mai avem un hibrid care merge exact ca și cel din seră, mai avem castraveți și castraveții am întâmpinat greutăți din cauza căldurii, pentru că noaptea fiind 11-12 grade, intră în secetă fiziologică și practic nu mai funcționează și acolo trebuie să fim zi-noapte pe ei și recoltăm și la castravete, acum s-a anunțat călduri, nouă ne place când e căldură, când e caniculă, noi ne putem adăposti și să facem microclimatul corespunzător, căldură să fie. Dacă stați să priviți așa în viitor, și acum, ca să și încheiem discuția tot cu Buzău sau 1600, încet, încet, credeți că va prinde? Din punctul nostru de vedere, da. Nu știu, din punctul de vedere al celorlalți colegi, că au mai pus și cei din grup, cei de la Gelmar, cei de la Uroi, noi cel puțin 99% sunt mulțumită cu greutățile care le-am avut aferente, dar dacă ne-am focusat pe tehnologie, am scos-o la capăt. Și cred că și anul viitor o să punem în solarii și chiar și în câmp. Până la urmă, pentru un tehnolog e o provocare. Da, bineînțeles. Și mulțumirea este când toată lumea ne spune că au un gust chiar de grădină. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Fermele ADO din Țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șoturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Doamna inginer, o perioadă foarte, foarte apăsătoare pentru noi și pentru plante. Avertizarea, am înțeles că aproape că nu are sens să dați acum, pentru că nu se mai prea poate face mare lucru. Nu, la avertizări deocamdată mai stăm să vedem ce se mai întâmplă, dacă vor mai fi ceva precipitații. Probabil că în următoarea perioadă o să mai avem ceva avertizări la vița de vie, dar vom comunica la momentul oportun. Asta nu înseamnă că nu aveți de lucru, pentru că împreună cu colegii de la APIA ați început controlele pe teren, pe celebrul SMR10.
Da, din 19 iulie a început și la noi activitatea care se va derula până în 15 septembrie. Asta este termenul limită la care noi va trebui să terminăm controlele PSMR 10. Activitatea este destul de dificilă dat fiind și temperaturile foarte, foarte ridicate cu care ne confruntăm în perioada asta, pentru că trebuie mers și pe teren, trebuie văzute parcele, pozate, trebuie mers la fermieri acasă, explicat despre ce e vorba, deși în mare parte ei ar trebui să știe, pentru că SMR 10 este de multă vreme, a fost inițial SMR 9, acum este SMR 10. Da, așa este. Mai trebuie verificate și niște hârtii, că din păcate ne acoperim cu foarte, foarte multă birocrație. În general, oamenii au înțeles ce au de făcut? Să zicem că da, să zicem că da. Mai sunt și persoane mai în vârstă care mai greu se descurcă, dar la modul general, cei care au culturi și care au suprafețe mari și deja s-au experimentat și știu despre ce e vorba, păstrează, au facturi, au acel celebru registru în care sunt trecute tratamentele care trebuie făcute și perioade de pauză și în general până la momentul acesta, fiind vorba cam 30% din ceea ce aveam de făcut s-a efectuat. Colegii n-au constatat nereguli, neconformități. Să vedem în continuare. Până în 15 septembrie mai este. Așa este, dar asta nu înseamnă că 15 septembrie va fi și o dată limită a încetării activității, ar fi culmea. În paralel mai aveți încă multe de altele de făcut, pentru că trebuie să avem grijă de sănătatea plantelor. Asta este doar una dintre activitățile pe care le efectuăm și gândiți-vă că noi avem o singură mașină, e destul de dificil. Mai avem și alte activități de făcut, avem activități de export, de import, controle fitosanitare. În zilele trecute a trebuit să ridicăm probe de la pepinierele pomicole. Săptămânile dinainte am fost la pepinierele silvice pentru că altfel nu le putem autoriza. Activitatea noastră trebuie continuată, nu putem să le lăsăm așa pentru că e totuși vară, e perioada de vegetație, plantele trebuie urmărită și în perioada aceasta. Vi s-au semnalat probleme vis-a-vis de căldurile astea de care vorbeam mai înainte, de probleme în culturi? Momentan nu, dar e posibil să fie probleme legate de insolație. Gândiți-vă în solarii ce călduri sunt date prin temperaturile acestea extrem, extrem de ridicate. Nu au venit oamenii sau nici măcar n-am fost sunat telefonic să ne sesizeze situații de genul acesta, dar sunt convinsă că sunt probleme pentru că e foarte cald. Bun, acum bănuiesc că majoritatea cam știu cum să încerce să pondereze puțin apăsările astea termice. Da, cu siguranță. Oamenii care vor să facă producție, cu siguranță folosesc apă, aerisesc, au metodele lor ca să-și păstreze culturile, să nu se usuce, să nu există, eu știu, probleme acestea de insolații care clar duc la moartea plantelor în final. Dar la modul general, nu. Deci nu au fost sesizate probleme deosebite și nu, oricum suntem aici, suntem pe baricade, așteptăm orice sesizare și orice problemă din partea lor. Mișu, nu ne ascundem după deget, ne știm de prea mult timp. Ești major. Festivalul internațional de folclor pentru copii și tineret Carpatica este la 18-a ediție. Exact. Sunt 20 de ani de când am început prima ediție, în 98. Inițial a fost realizat după un regulament care prevedea desfășurarea edițiilor din 2 în 2 ani, pentru că era festivalul Sarmis pentru adulți la vremea, la epoca respectivă. Am organizat prima ediție în 98, 99 n-am mai organizat, am zis în anii cu soț, organizăm festivalul pentru copii și tinere. Din 2000 am început și l-am organizat în fiecare an, cu gândul clar și cinstit că mă gândeam că pierd fondurile de la Consiliul Județean, care era singurul sprijin în finanțarea evenimentului. De fapt, ideea a pornit de la a face această translație de tradiții dintr-o parte a Europei.
Exact. La epoca respectivă, fiind două ansambluri, Indeva Cetuza și Silvana, ansambluri de adulți, eu lucrând, axându-mă mai mult pe copii, m-am gândit să fie o pepinieră pentru cele două ansambluri, ceea ce s-a și petrecut, de fapt, de-a lungul timpului. Ideea a pornit de la prietenul meu Ion Sicoie și de la Gligor Hașa, care mi-au spus, băi, tu ești prost, de ce nu organizezi și tu un festival pentru copii și tineret, cunoscând deja valoarea ansamblului care umblase în străinătate, umblaseră cu el începând din 94, când considerând că am logodit Deva cu Arasul. Ei, ulterior am dat drumul evenimentului și iată, am ajuns la cea de 18-a ediție. Cu greu, cu dificultăți, cu bune, cu nebune, cu buni și nebuni, cum suntem noi. Sinusoidele oarecum normale ale zonei românești. Absolut, absolut. Ei, de-a lungul timpului, sigur că am creat relații bilaterale, de pildă avem sârbii pe care îi pot da exemplu venind de la prima ediție a festivalului și cu care am rămas prieteni. Relația este atât de specială încât șeful grupului sârbesc, când vorbește despre România, îi spune translatorei, Lenuța, ce zice Mișu? Adică eu trebuie să decid pentru el. Sunt niște lucruri extraordinare, plus copiii au socializat permanent cu celelalte grupuri, am reușit să facem relații bilaterale, să facem schimburi culturale, am reușit să stabilim chiar relații de prietenie personale între unii membri ai grupurilor și iată, o ducem mai departe cum putem. Astăzi suntem în a doua zi a acestei ediții și e un moment așa mai special când ne întâlnim aici la Tău Făieragului. Da, este ședința tehnică cu conducătorii de grup, de fapt e ședința tehnică cea mai specială. În fiecare an am procedat în felul acesta, ne-am întâlnit la o masă tradițională cu produse românești făcute la mare artă, cum s-ar spune, ca și folclorul. Folclorul este la rang de artă, este știința poporului și atunci nu putem să o lăsăm deoparte. Ei, din această cultură tradițională face parte și bucătăria, nu? Românească. Și atunci să le punem din produsele noastre să guste fiecare, să ne simțim bine. Dorin, nu suntem în dealul Dăvideșilor, suntem la Tău Făieragului. Și le pregătești prietenilor noștri veniți la această ediție a Festivalului Carpatica? Ce anume? Deci trebuie să vă spun că este o mâncare extraordinar de bună și nu putem să pregătim decât un miel. Deci noi sunt fiind producători, da? Avem oi, avem cantitate superioară. Nu putem pregăti decât miel la ceaun. Rețetă personală sau consacrată? Deci este o rețetă consacrată, spun eu, pentru că majoritatea celor care pregătesc miel știu că este obligatorie ceapă, în primul rând foarte multă ceapă și trebuie să spun că nu e un secret. La un miel care are în jur de 15 kg carne, ai nevoie de 5 kg de ceapă. Alte ingrediente, ce mai... Da, pot să spun că înainte de ceapă se pune untură, cam 2 kg de untură, iar în untura asta se pune un pliculeț de chimen. Este foarte important ingredientul acesta, un chimen. Nu mai întrebăm mai departe, că posibil să fie și oarește pe lângă suflet, să mai pui ceva mai personal așa. Ce mai fac animăluțele acolo pe dealul Dăvideșilor? Deci spun că animăluțele sunt foarte bine, chiar la momentul ăsta, pentru că avem pășune din belșug. Aș vrea să vin toată să vedeți vacile cu viței, sunt o frumusețe și oile arată bine, dar eu zic că vacile și cu viței sunt ceva grozav. Spre exemplu, am avut o echipă din Franța care a fost până la mine și voiau să vadă cum arată vacile la fermă. Au spus, dom'le, vacile ăștia sunt din revistă. Înseamnă că ne vom vedea în perioada imediat următoare, să vedem și noi cum arată niște vaci de revistă. Vă aștept cu mult drag. Sunteți bineveniți oricând în dealul Dăvideștilor. Vasi, ne știm de atât de mult timp și mă bucur să te văd implicat în activitatea unui ansamblu cu niște rezultate deosebite. Ansamblul Făieragul din Certejul de Sus. Da, așa este. Avem o activitate de 9 ani. Anul viitor am vrea să sărbătorim împlinirea 10 ani de activitate într-un spectacol ceva mai fastuos. Și iată, anul acesta suntem prinși din nou în ediția 18-a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret, Carpatica.
ne străduim să facem treabă atât cât putem noi. Da, spectacolele se desfășoară frumos după un ritual oarecum cunoscut. E o caravană care parcurge o parte din localitățile județului, dar sunt și aceste întâlniri mai speciale, mai aparte. Da, așa este. Obișnuim ca de fiecare dată, la fiecare ediție, să ne invităm partenerii și prietenii la câte o sărbare, o masă, să socializăm, să schimbăm informații despre ansamblurile noastre, despre modul în care se desfășoară activitățile lor legate de festivalurile lor și așa mai departe. Mult succes de acum înainte! Vă mulțumim mult de tot și vă invităm și să mai poftiți pe la noi. Filip, prima dată în România? Oui, tout à fait, c'est notre première dans votre beau pays. Da, este pentru prima dată în România. Primele impresii, bineînțeles, care sunt primele gânduri de aici, de pe plaiul Hunedoarene? Bah écoutez, nos premières impressions au bout de deux jours, c'est qu'on a été très bien reçus. On a été très agréablement surpris de cet accueil que nous avons, notamment au niveau de l'hébergement, de la nourriture que nous avons. Ei și-au exprimat deja, după două zile de ședere, părerea despre formidabila primire pe care au avut-o, despre ospitalitatea care ne caracterizează pe noi românii și sunt foarte impresionați că au fost primiți regește, cum s-ar spune. Kevin, câți membri are ansamblul vostru? Câți sunteți aici? Și la fel, ce ne prezentați în cadrul festivalului? Alors actuellement, nous sommes à peu près une quarantaine de membres actifs dans le groupe. Ici, asociația cuprinde 60 de membri, aici sunt prezenți 30, muzicanți, dansatori, femei și bărbați. Sunt dansuri tradiționale din zona voastră? Da, dansurile sunt speciale, sunt specifice landurilor, așa o zonă deșertică, după cum spunea Natalie. O impresie deosebită au făcut dansatorii la înălțime. Așa se dansează acolo la voi? Toți dansează pe picioroange bărbații? Non, on a aussi des danses au sol, alors les filles seules mais aussi avec les garçons. On a un répertoire de 45 minutes à peu près au sol avec les garçons. Donc c'est partagé. Nu au doar dansuri pe catalige sau pe picioroange pe înțelesul nostru, au și dansuri la sol. Noi le spunem parter, da? Pe teren, adică jos pe plat. Au și dansuri mixte cu fetele alături și vom avea posibilitatea să le vedem și pe acestea. Încep să vorbesc cu tine și pe urmă mergem mai departe înspre Radovan. Sunteți de la prima ediție prezenți la acest festival? Noi suntem de la prima ediție aici. Din de 18 ore am fost la voi la Deva și acum aici și ne sunt tare bucuroși. Radovan, un ansamblu serios acolo la voi, la Zrenjanin. Da, jeste, mi smo prvo počeli da dolazimo ovde u Devina festival i onda smo po ugledu na vas pokušali da namestimo nešto slično. Ipak, ovaj festival je, moram da priznam, za nijansu još do sada bolji nego naš. Spune, noi am întâi am la voi la festival și am văzut festivalul vostru și pe urmă am început noi cu festivalul, să facem festivalul la noi la Zrenjanin. Na, și la noi e un festival frumos, zilele berii, trebuie să veniți să vedeți, numai sperăm că e festivalul vostru și acum mai tare decât a nostru, na? Cum am spus. E bine că să aflăm că avem și reușim să facem lucruri frumoase, dar nu le-am face fără prieteni. 150 de oameni aveți în ansamblu.
Jeste, imamo sad oko 150 članova i to je onaj broj sa kojim možemo normalno da radimo. Nekad je to malo manje, nekad je malo više, ali to je jedan broj dece od najmanjih do najstarijih sa kojima normalno možemo da radimo, da putujemo na neke festivale. No, ja vijemo tu te činze žde mebri, ja vijem da lakopim mič, pa na lakopim mar, na mej muls, mej pucin, ma ko su te činze žde putem furt se lukrem, se spunem ka sajiča. Še am fost în multe țări, am tot dar în doamnă blat și în Alavoi am fost mai mult, de 20 de ani, nimeni din anul 1997, din 97, întâi am fost la altul festival și acum am pe urmă la Mișul Lasconi. Și vrea Radovan să spune că și festivalul ăsta am prins multe prietenie în Europa și în alte țări și în alte am fost tot de rândul și noi și voi și na mare prietenie s-a făcut la dansuri, la muzică, la suflet și inimă bucuroasă. Este o posibilitate de a transmite din tradițiile voastre sârbești. Da, uvek dođemo sa tradicionalnim igrama iz našeg kraja, kako iz našeg regiona gde je naš grad Zrenjanin, tako i iz cele Srbije. Radovan a spus că noi venim, avem tradițional și muzica și costumul și tot și noi venim din Serbia cu mai multe, din mai multe, nu numai din Banat, venim și din Užice și din alte regiuni de la noi și aia se vede atunci acum când dans puteți să vedeți voi, că și la voi la români aveți din mai multe regiuni, mai multe zone cu muzica, cu dansuri, cu... Da. Domnule primar, partener în desfășurarea acestei ediții a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica. Și i-ați invitat pe membrii, pe conducătorii grupurilor participante la o masă tradițională aici, la Tăul Făieragului. Da, am considerat o oportunitate ca să valorificăm resursele locale. Are de consecință, din perspectiva de partener de 14 ani al acestui festival, avem un pic de experiență în ceea ce privește derularea evenimentelor. În fiecare an și de fiecare dată, din 2004 încoace, am avut întrevederea oficială, un fel de socializare pe care am efectuat-o cu toți reprezentanții celor participanți la Festivalul Internațional. Este un mod de a vă cunoaște, este un mod de a face schimb, nu numai de experiență, chiar și de tradiții. Este un mod de a socializa, este un mod de a face cunoscut tot ceea ce e mai frumos aici, pe plaiurile noastre și în sufletele noastre. Spre deosebire de alți ani, în acest an am căutat mai mult decât oricând să valorificăm potențialul local. Invitații noștri i-am putut caza mulțumită sprijinului pe care îl avem din partea celor care dețin pensiuni pe raza Comunei Certejul de Sus, în Comuna Certejul de Sus. Și, sincer vă spun, am găsit sprijin în sensul în care au admis niște valori modeste în ceea ce privește prestațiile pentru prezența lor pentru o săptămână. Oricum, nu e ușor să ai 150 de persoane în comună și mai ales tineri copii. Da, așa este. Plin de viață și mai ales, poate lucrul cel mai important, păstrători ai unor tradiții, indiferent că sunt de aici sau din alte zone ale Europei. Dar este foarte important pentru noi și datorită acestor contacte am reușit ca pe parcursul anilor să putem fi în toată Europa. Copiii noștri în ultimii 10 ani au fost în toată Europa, sincer vă spun, începând cu Cipru, Grecia, Bulgaria, Franța, de două ori în Italia, Muntenegru, în Ungaria și nu, în primul rând în Serbia, unde a fost de cele mai multe ori, de vreo 6 ori până acum. Și să nu uităm că ați depășit și granițele Europei, pentru că în acest an, în mai, ați fost în Mexic. Da, pe principiul acestor parteneriate pe care le avem, în anul 2012 am avut în calitate de oaspeți timp de 5 zile o delegație de 26 de persoane din partea Mexicului. Și după 5 ani, iată că ni s-a îndeplinit visul, în sensul în care am fost invitați la un festival internațional, Dansând pentru Pacea Lumii, în Teziutlan, Mexic, un festival care ne-a permis nouă europenilor, nouă și sârbilor, că doar noi din Europa am participat, să promovăm ceea ce avem mai bun pe plaiurile noastre în Mexic. Sufletul se umple. E normal să fie așa, pentru că știi că rămâne ceva în urma ta prin acești copii.
fără discuții, este, cred eu, cea mai bună formă de educație pentru tineri. Efectiv, tinerii care au fost în ansamblul nostru și copilul aniversării a 10 ani vom face ceva special pentru copiii din Comuna Certeșul de Sus. Cei care au fost la începuturi sunt părinți, au copii la școală deja, vă dați seama, și în condițiile astea e un lucru extraordinar. Oricând te duci la o nuntă sau știu la un eveniment, vezi un tânăr care dansează, de îndată conștientizezi că ăsta a făcut parte din ansamblu, după modul în care prestează dansul. Și e un lucru minunat. Domnule doctor, dacă în ultima perioadă am tot vorbit de implicațiile meteorologice asupra comportamentului și, de ce nu, a sănătății animalelor, ne-am hotărât să vorbim de data asta despre o boală simplă și concretă, care, din câte îmi spuneați, apare cam la tot ce are sânge cald, leptospiroza. Așa este. Astăzi am ales acest subiect foarte important și oarecum legat și el de temperatura crescută de afară. Vorbim despre leptospiroză, care este o boală bacteriană, care, din păcate, afectează absolut toate animalele cu sânge cald. Și aici, oarecum, poate fi introdus chiar și omul, pentru că este o zoonoză, adică o boală care poate fi transmisă de la animal la om. Această boală poate să facă ravagii în comunitățile mari de animale, unde igiena sau condițiile de întreținere nu sunt prea bune. Ravagii ce înseamnă? Ravagii înseamnă că evoluează în forme foarte grave, în forme acute, cu o rată de mortalitate foarte crescută și terapiile din prezent sunt destul de ineficiente. Înseamnă că e chiar foarte bine că ne-am oprit asupra ei. Ce anume favorizează apariția acestei boli? Sezonul cald, în primul rând, datorită modului în care se transmite această boală, sezonul cald, sezonul ploios, sezonul cu umiditate mare este unul din factorii care duc la apariția bolii. Prezența leptospirelor în mediu sau prezența rozătoarelor în gospodăriile populației este un alt factor important care duce la apariția semnelor clinice și la prezența bolii în efective. Deci, practic cam ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru e cam acolo. Perioada actuală este foarte propice pentru apariția acestei boli. Suprapopularea din adăposturi sau din gospodării este un alt factor care duce la apariția acestei boli grave. Bun, ceva mai devreme spuneați de semne clinice. Cum recunoaștem apariția acestei boli? Semnele sunt destul de evidente și chiar și proprietarul poate să bănuie că ceva nu este în regulă. Cum spuneam, poate să apară la orice specie, inclusiv la om. Primele semne sunt lipsa apetitului, apare icterul la nivelul mucoaselor aparent, adică la nivelul ochilor și la nivelul gingiilor, apare colorarea în diferite nuanțe, de galben până la portocaliu închis a acestor mucoase. Febra foarte mare poate să meargă până la 41 de grade, chiar peste 41 de grade. Voma uneori apare în o urină foarte închisă la culoare, care sunt deja semne suficiente care pot să tragă un semnal de alarmă și proprietarul le poate observa. Bun, și pentru că spuneați mai devreme că la ora actuală nu există un tratament eficient, hai să ne oprim puțin de el totuși asupra tratamentului. Ce s-ar putea face și mai ales cât ar fi de costisitor și să încheiem cu partea de prevenție, pentru că e clar că acolo trebuie pedalat. Așa este, terapiile din prezent nu sunt foarte eficiente în leptospiroză. Tratamentul cu antibiotice ajută, controlul hipertermiei din nou ajută, izolarea animalului bolnav față de restul efectivului iar este o măsură care vine în ajutorul proprietarului, dacă ne referim la întregul grup de animale. Dacă este să vorbim de prevenție, pentru că terapia nu este o soluție, aici lucrurile sunt foarte clare și aplicarea vaccinilor pentru leptospira. Nu există vaccinul pentru toate speciile, dar măcar pentru speciile care există, ar fi bine să fie aplicate. Și aici mă refer mai ales la populația de câini, care
După vârsta de 8 săptămâni se pot vaccina pentru această boală și vaccinul conferă o siguranță și o protecție de până la 98%, deci o rată foarte mare de protecție. După care se fac rapelurile care intră în protocolul de vaccinare. Deci, încă o dată, soluția este prevenția și nu terapiile. Dacă ne referim la costuri, sunt infinit mai mici costurile de prevenție, adică de vaccinare profilactică, comparativ cu o terapie care, pe lângă că nu dă rezultate foarte mari, animalele suferă foarte mult în această boală și, din păcate, se sting într-un timp variabil. Pentru că spuneați de vaccinuri, există vaccinuri pe fiecare specie în parte sau este un singur vaccin pentru tot ce e cu sânge cald? Există vaccinuri dedicate, bineînțeles, pentru fiecare specie în parte. Se administrează de la vârste fragede. Sunt foarte importante. Încă o dată vreau să aduc aminte că această boală se poate transmite la om cu evoluție destul de gravă. O fi vaccin și pentru oameni? Nu știu să vă spun asta, dar știu că terapia este pusă la punct destul de bine pentru om. V-ați întâlnit des pacii pe la dumneavoastră cu asemenea cazuri? Din păcate, în ultimele 3 săptămâni am avut în jur de 4 cazuri de leptospiroză, toate finalizate, din păcate, prin deces. Așadar, ca de obicei, cea mai bună metodă de a avea animalul sănătos din punctul ăsta de vedere este tot prevenția și automat sfatul medicului veterinar. Așa este, cel mai bine să prevenim. MCM Sanitfarm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șoturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanitfarm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanitfarm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din Țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Atât și pentru astăzi. Am trecut printr-o perioadă absolut infernală din punct de vedere meteorologic, niște temperaturi la care aproape că nu ne așteptam, deși parcă am fost avertizați. O să aflăm cam care au fost și urmările, cât au fost afectate culturile,
cât au fost afectate recoltele noastre, dar și alte informații care să vă țină alături de emisiunea noastră. Ne revedem peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă! Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.